A spune că Dumnezeu este omniscient înseamnă a spune că El posedă o cunoaștere perfectă, deci nu are nevoie să învețe. Ba mai mult, înseamnă a spune că Dumnezeu n-a învățat niciodată și nici nu poate învăța. Scripturile afirmă că Dumnezeu nu a învățat niciodată ceva de la cineva. Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a făcut cunoscut calea priceperii? Isaia 40, versetele 13 și 14. Cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul lui? Romani 11, cu 34. Aceste întrebări retorice, puse de către profetul Isaia și apostolul Pavel, declară că Dumnezeu n-a învățat niciodată. De aici și până la concluzia că Dumnezeu nu poate învăța, nu este decât un pas. Dacă Dumnezeu ar putea primi vreodată, în vreun fel, cunoștințe pe care nu le avea înainte și pe care să nu le fi avut din veșnicie, înseamnă că El ar fi imperfect și mai prejos de ceea ce este. Să te gândești la un Dumnezeu care trebuie să șadă la picioarele unui învățător, chiar dacă învățătorul ar fi un arhanghel sau un serafim, înseamnă să te gândești la altcineva nu la Dumnezeul cel prea înalt, Creatorul cerului și al pământului. Această abordare negativă a omniscienței divine este, cred eu, cât se poate de justificată în împrejurările date. Deoarece cunoștințele noastre intelectuale despre Dumnezeu sunt atât de reduse și obscure, putem câștiga un avantaj considerabil în efortul nostru de a înțelege cum este Dumnezeu, folosind o soluție simplă, și anume gândindu-ne cum nu este Dumnezeu. Până în momentul de față, în această examinare a atributelor lui Dumnezeu, am fost silit să spunem adesea cum nu este Dumnezeu. Am văzut că Dumnezeu nu are origine, nu are început, nu are nevoie de niciun ajutor, că El nu suferă nicio schimbare și că, în esența ființei sale, nu există niciun fel de limitări. Această metodă, prin care vrem să-i facem pe oameni să vadă cum este Dumnezeu, arătându-le cum nu este El, e folosită și de către scriitorii inspirați ai Sfintelor Scripturi. Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, zice Isaia. Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Isaia 40 28. Iar afirmația abruptă a lui Dumnezeu, Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, din Maleahii capitolul 3, versetul 6, spune mai mult despre omnisciența divină decât un tratat de 10.000 de cuvinte dacă toate negativele ar fi eliminate în mod arbitrar veridicitatea eternă a lui Dumnezeu este afirmată în formă negativă de către Apostolul Pavel. Dumnezeu nu poate să mintă. Tit 1 cu 2. Iar când îngerul a declarat că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință, Luca 1 cu 37, cele două negative se unesc într-un afirmativ răsunător. Nu numai Scriptura ne învață că Dumnezeu este omniscient, ci faptul acesta trebuie dedus și din tot ce se poate învăța cu privire la El. Dumnezeu se cunoaște pe sine în mod desăvârșit, și fiind sursa și autorul tuturor lucrurilor, rezultă că el cunoaște tot ce se poate cunoaște. Iar el știe aceasta instantaneu, într-o perfecțiune deplină, care include orice posibilă informație cu privire la tot ce există sau ar fi putut exista oriunde în Univers, în orice moment din trecut, ori în viitor, în secolele sau erele nenăscute încă. Dumnezeu cunoaște instantaneu și fără efort orice problemă și toate problemele, tot ce are inteligență și mințile tuturor, tot ce are Duh și fiecare Duh în parte, toată Ființa și orice Ființă, toată lumea creată și fiecare creatură în parte, orice pluralitate și toate pluralitățile, toată Legea și orice lege, toate relațiile toate cauzele, toate gândurile, toate tainele, toate enigmele, toate sentimentele, toate dorințele, orice secret nerostit, toate domniile și toate împărățiile, toate personalitățile, toate lucrurile văzute și nevăzute din cer și de pe pământ, mișcarea, spațiul, timpul, viața, moartea, binele, răul, raiul și iadul pentru că Dumnezeu știe în mod desăvârșit toate lucrurile, El nu cunoaște un lucru mai bine decât altul, ci toate lucrurile la fel de bine. El nu descoperă nimic niciodată. El nu este niciodată surprins, niciodată uimit. El nu se miră niciodată de nimic și, cu excepția ocazilor în care îi atrage pe oameni la sine, spre binele lor, nici nu caută informații, nici nu pune întrebări. Dumnezeu există prin Sine și în Sine, și știe că nicio făptură nu va putea să-l cunoască pe El vreodată în mod desăvârșit. Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2:11. Numai Infinitul poate cunoaște Infinitul. În Omnisciența Divină, vedem puse în contrast groaza și fascinația pe care le naște Dumnezeirea în Inima Omului. Faptul că Dumnezeu cunoaște pe cineva până în cele mai mici amănunte poate fi un motiv de teamă grozavă pentru omul care are ceva de ascuns. Vreun păcat ce n-a fost părăsit, vreo tainică nelegiuire împotriva omului sau a lui Dumnezeu, Sufletul neoblăduit de el are de ce să se cutremure la gândul că Dumnezeu știe șubrezenia tuturor pretextelor, și nu acceptă niciodată scuzele firave invocate pentru justificarea comportamentului păcătos, de vreme ce el cunoaște foarte bine adevăratele motive. Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Psalmul 90, versetul 8 Ce lucru înfricoșător să-i vezi pe fiul lui Adam căutând să se ascundă printre copacii unei alte grădini. Dar unde ar putea să se ascundă? Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua. Psalmul 139, versetele 7, 11 și 12 dar pentru noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea pusă înaintea noastră în Evanghelie, câtă negreită binecuvântare să știm că Tatăl nostru Ceresc ne cunoaște în întregime. Niciun informator nu poate da relații despre noi, niciun dușman nu poate aduce vreo acuzație, nici o amintire a trecutului nu poate veni asupra noastră pentru a ne face de rușine, dându-ne pe față trecutul. Nici o slăbiciune nebănuită din caracterul nostru nu poate ieși la lumină, îndepărtându-l astfel pe Dumnezeu de noi, fiindcă el ne-a cunoscut cu mult înainte de a-l cunoaște noi pe el și ne-a chemat la sine în deplină cunoștință de tot ceea ce era împotriva noastră. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine, și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Isaia 54:10. Tatăl nostru din ceruri știe din ce suntem făcuți și nu uită că suntem țărână. El cunoaște infidelitatea noastră născută și din pricina numelui său s-a angajat să ne salveze. Isaia 48, versetele 8 la 11 singurul său fiu, când a trăit printre noi, a simțit durerile noastre în toată intensitatea lor chinuitoare. Cunoașterea nenorocirilor și suferințelor noastre de către Dumnezeu nu este doar teoretică. Ea este personală, caldă și plină de compasiune. Orice s-ar abate asupra noastră, Dumnezeu știe și îi pasă ca nimănui al cuiva. Priceperea lui este fără margini. Psalmul 147, prima parte a versetului 5. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Evrei 4,13. Aceste texte spun că priceperea lui Dumnezeu nu are limită. Cunoașterea lui este perfectă și că nu există vreo ființă în niciun loc al lumii care să nu fie văzută în totalitate de El. Nimic nu este ascuns de fața ochilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a declarat prin revelație divină că El este omniscient, că El cunoaște totul. Mintea umană se clatină sub acest adevăr atunci când ne gândim cât de multe lucruri trebuie să cunoaștem și cât de puține lucruri știm. De exemplu, Ralph Waldo Emerson a spus că dacă un om va începe să citească din cărțile ce se află în Biblioteca Britanică, în ziua în care s-a născut, și dacă va citi zi și noapte timp de 70 de ani, fără să își facă timp să mănânce sau să doarmă, va putea fi în stare să citească doar o mică parte din acea colecție de cărți. Chiar și cei care cunosc atât de multe, știu de fapt atât de puțini. Atunci când este vorba de a cunoaște ceva, mă descurajez foarte tare când merg la bibliotecă. Când ies de acolo, mă simt ca și când nu aș ști absolut nimic. Nu știm prea multe, sincer. Și atunci când luăm în considerare faptul că Marele Dumnezeu, care cunoaște tot ceea ce se poate cunoaște, cu o cunoaștere perfectă, ne ia amețeala. Greutatea adevărului este prea mare pentru mințile noastre. Atunci când Isaac Newton, marele om de știință englez, era bătrân, cineva i-a zis, Doctor Newton, sigur aveți un bagaj imens de cunoștințe. El a răspuns: Mă asemăn cu un copil care se plimbă de-a lungul țărmului mării, strângând scoici. Băiatul are un pumn de scoici în mâna sa micuță, dar de jur, în său, se află marele țărm care se întinde în toate direcțiile, până acolo unde poate pătrunde ochiul. Tot ceea ce știu este doar o mână de scoici, dar marele univers al lui Dumnezeu. Este plin de cunoștințe pe care nu le posed. Atunci când vorbim despre cunoașterea tuturor lucrurilor de către Dumnezeu, vorbim despre o apropiere rațională de Dumnezeu. Există două căi prin care te poți apropia de Dumnezeu: teologică și experimentală. Îl poți cunoaște pe Dumnezeu experimental, fără să știi prea multă teologie, dar este bine să le cunoști pe amândouă. Cu cât știi mai multe despre Dumnezeu din punct de vedere teologic, cu atât îl poți cunoaște mai bine din punct de vedere experimental. Măreția minții lui Dumnezeu ne lasă în urmă toate gândurile noastre ambițioase. Dumnezeu este inefabil, adică incapabil de a fi exprimat în cuvinte, de neconceput și de neimaginat. Ce înseamnă inimaginabil? Înseamnă că nu te poți gândi la cum este Dumnezeu. Un om despre care am auzit obișnuia să îngenuncheze în fața unui scaun și să spună Doamne, ia loc!. Apoi și-l imagina pe Isus stând pe scaun. Nu mi-a păsat niciodată de astfel de lucruri. Nu mi-a păsat prea mult nici de picturile religioase. Când văd pictura lui Michelangelo despre creație, sunt întotdeauna îngrozit. Dumnezeul la tot puternic este portretizat ca un om bătrân, chel, care stă pe un nor și își îndreaptă degetul înflăcărat spre Adam în timp ce acesta prinde viață. Poți să ți-l imaginezi pe Dumnezeu un bătrân chel? Cred că artistul ne-ar fi făcut o mare favoare dacă ar fi lăsat din mână, cu milință, pensula și n-ar fi încercat niciodată să picteze fața lui Dumnezeu. Nu știm cum arată Dumnezeu. Dacă ți-l poți închipui, nu este Dumnezeu. Dacă ți-l poți închipui, este un idol al imaginației tale. Dacă nu crezi ceea ce spun, citește ceea ce a spus Duhul Sfânt în 1 Corinteni 2, de la versetul 7. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii veacului acestuia. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Nou însă, Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adâncele Lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile Lui Dumnezeu, afară de Duhul Lui Dumnezeu. Nu veți ști niciodată despre ce vorbesc, fără să aveți iluminarea Duhului Sfânt. Atunci când îl excludem pe Duhul Sfânt din biserică și acceptăm alte lucruri în locul lui, ne scoatem proprii ochi. Biserica este plină de oameni orbi, care nu pot vedea fiindcă Duhul Sfânt nu le-a deschis niciodată ochii. Lidia nu a putut să creadă în Hristos până când Domnul nu i-a deschis ochii. Acei ucenici nu au putut crede în Hristos pe drumul spre Emaus până când El nu le-a deschis ochii. Nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu, nici nu poate crede în Dumnezeu Până când Duhul Sfânt nu îi deschide ochii. Atunci când îl întristăm și când stingem Duhul, atunci când îl neglijăm, când îl îndepărtăm și îl înlocuim cu alte lucruri, devenim niște oameni orbi. Trebuie să venim la Dumnezeu cu reverență, pe genunchi. Îl vei vedea întotdeauna pe Dumnezeu atunci când ești pe genunchi. Nu-l vezi niciodată pe Dumnezeu atunci când stai în picioare cu drăzneală, de plin încrezător că valorezi ceva. Dumnezeu este inimaginabil, de neconceput. Nu poți să îl înțelegi pe Dumnezeu cu mintea ta și nu poți vizualiza ființa lui Dumnezeu. Regula este aceasta. Dacă ți-l poți închipui, nu este Dumnezeu. Dumnezeu nu seamănă cu nimic din ceea ce știi tu, cu excepția sufletului omului. Meister Eckert, un sfânt care a trăit în Germania, a spus că sufletul seamănă mai mult cu Dumnezeu decât orice alt lucru din univers. El a făcut pe om după chipul său, nu poți vedea sufletul unui om și astfel nu poți vedea nimic ce seamănă cu Dumnezeu. Nu ai auzit și nu ai atins niciodată ceva care este ca Dumnezeu, cu excepția ceea ce ai experimentat în inima ta. Dumnezeu se află dincolo de gândurile noastre, se înalță deasupra lor, le părăsește și le uluiește într-o groază și maestate copleșitoare, de neconceput. Așa cum am spus, atunci când vorbim despre Dumnezeu, suntem determinați să folosim formulări negative. Atunci când vorbim despre existența în sine a lui Dumnezeu, spunem că Dumnezeu nu are niciun fel de origine. Atunci când vorbim despre veșnicia lui Dumnezeu, spunem că El nu are început. Atunci când vorbim despre imutabilitatea lui Dumnezeu, spunem că El nu se schimbă. Atunci când vorbim despre infinitatea lui Dumnezeu, spunem că El nu are limite. Când vorbim despre omnisciența lui Dumnezeu, spunem că Dumnezeu nu are profesori și că nu poate învăța. Toate acestea sunt declarații negative. Am scurtat mult din lungimea rugăciunilor noastre dacă am recunoaște că Dumnezeu nu poate învăța nimic, deoarece El știe deja tot ceea ce trebuie știut. Știe lucrul pe care tu încerci să îl spui și îl cunoaște mult mai bine decât tine. Ei bine, Scriptura folosește aceeași metodă negativă. Biblia spune că Domnul nu obosește, nici nu ostenește. Isaia 40 cu 28, și că el nu poate să mintă, titonul cu 2. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, Maleahii 3 cu 6. Ea mai spune că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și continuă spunând că Dumnezeu nu se poate tăgădui singur, 2 Timotei 2 cu 13. Toate aceste lucruri sunt, bineînțeles, negative. Acum, în cazul în care cineva mă acuză că am o perspectivă negativă, permiteți-mi să citesc ce a spus Domnul nostru Isus Hristos în capitolul 11 din Matei. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe fiul afară de tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe tatăl afară de fiul și acela căruia vrea fiul să îl descopere. Nu pot cunoaște cu mintea mea, dar acest lucru îl poate revela Duhul lui Dumnezeu, Duhului meu. Cunoștința mea despre Dumnezeu nu este cunoștința la care se referea Pavel atunci când a spus că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2, de la versetul 1 la 5 nu uitați, acesta era un oraș grecesc. Ei gândeau în contextul filozofiei grecești. Pavel a fost și el un gânditor, un filozof. Dar el a spus: Când vin la voi, nu vin rostind cuvinte mari. Vin hotărât să nu știu altceva decât pe Isus și pe el răstignit. Vedeți, dacă credința voastră stă în argumente umane, cineva care argumentează mai bine vă poate demonta credința însă atunci când Duhul lui Dumnezeu revelează adevărul înaintea inimii tale, nimeni nu te mai poate demonta. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul, nimeni nu te mai poate demonta. Când aveam în jur de 20 de ani, obișnuiam să citesc mai multe cărți de filozofie decât de teologie. Am citit o mulțime de cărți scrise de psihologi și de filozofi. Am încercat să mă familiarizez cu ceea ce au gândit marile minți ale lumii. Câteodată dădeam peste cineva care aducea un argument la care nu aveam răspuns, fapt care făcea ca Biblia și eu să nu fim într-o lumină bună. Atunci îngenuncheam și spuneam cu bucurie în inimă, Doamne Iisuse, acest om a venit la mine prea târziu. Eu te-am găsit pe tine și chiar dacă nu pot să răspund argumentelor lui, te am pe tine și te cunosc. Și aveam astfel un timp de închinare voioasă pe genunchi. Mintea mea nu putea pătrunde, dar inima mea era deja acolo, pe genunchi, spunând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și de atunci am învățat că nimeni nu știe ajuns pentru a contrazice cu succes cuvântul lui Dumnezeu. Unii oameni cred că știu, dar ei nu știu. Un om mi-a zis, uneori mă îngrijorez cu privire la temelia credinței mele dar atunci când sunt îngrijorat cu privire la temelie, mă scufund adânc în Biblie și o examinez. Întotdeauna ies de acolo scuturându-mi apa din păr și cântând cât de solidă este temelia pusă pentru credința voastră în cuvântul său minunat, Sfinții Domnului. Puteți fi siguri că nimeni nu știe ajuns pentru a contrazice cuvântul lui Dumnezeu. Omnisciența divină, printre alte lucruri, înseamnă că Dumnezeu se cunoaște pe El însuși. Pavel spunea: Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu se cunoaște pe sine, și de vreme ce Dumnezeu este autorul și împlinitorul tuturor lucrurilor, cuprinzându-le pe toate, rezultă că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Printr-un singur act lipsit de efort, Dumnezeu cunoaște imediat, perfect, toate lucrurile care pot fi cunoscute. Uneori este bine să te afli în jurul unor oameni care pot face lucrurile ușor. Este plăcut să știi că cineva poate face ceva fără efort. Majoritatea dintre noi ne chinuim să facem ceva. Am scris câteva cărți și acest lucru m-a costat multă muncă asiduă. Însă atunci când vine vorba de Dumnezeu, el face toate lucrurile fără efort. Dumnezeu nu se forțează niciodată. El nu spune niciodată, o, acest lucru va fi greu. Niciodată. Dumnezeu este în stare să-l facă la fel de ușor precum face orice alt lucru. În același fel, Dumnezeu, printr-un singur act lipsit de efort, știe imediat, nu după puțin timp, ci imediat și în totalitate, toate lucrurile care pot fi cunoscute. Din această cauză spun că Dumnezeu nu poate învăța. Așa cum am spus și înainte, dacă ne-am dat seama că Dumnezeu nu poate învăța, ne-am putea scurta rugăciunile destul de mult și le-am putea mări puterea. Nu are niciun sens să îi spui lui Dumnezeu lucruri pe care el le-a știut înainte ca tu să te fi născut. Dumnezeu știe sfârșitul de la început și a cunoscut aceste lucruri cu mult timp înainte de a se întâmpla. Dumnezeu știa ce o să faci în acest moment cu mult timp înainte ca părinții tăi să se fi născut. Dumnezeu a știut totul despre noi înainte să se fi cunoscut bunicii noștri. Înainte ca Anglia să fi fost o națiune, înainte ca Imperiul Roman să se destrame sau ca Imperiul Roman să se formeze. El a știut totul despre noi, fiecare fir de păr din capul nostru, greutatea noastră, numele nostru, trecutul nostru. Și el a știut aceste lucruri înainte ca noi să ne naștem. El a știut aceste lucruri înainte să existe Adam. Și atunci când Adam s-a dus în grădină cu Dumnezeu, el a știut totul despre Adam totul despre Eva totul despre fiii lor totul despre rasa umană Dumnezeu nu este uimit niciodată nu este uluit sau surprins deoarece el cunoaște deja poți să mergi pe stradă faci stânga și ai parte de cea mai mare surpriză a vieții tale însă Dumnezeu nu a dat colțul străzi niciodată și nu a fost surprins pentru simplul motiv că Dumnezeu era deja după colț înainte ca să ajungă acolo Dumnezeu știa deja înainte ca să afle Dumnezeu cunoaște toate lucrurile este frumos să stai jos și să discuți cu Dumnezeu. Psalmii sunt plini de astfel de discuții, la fel ca și istoria Sfinților. Este bine să vorbim cu Dumnezeu, chiar dacă vorbim cu Dumnezeu despre lucruri pe care El le știe deja. Dar nu am crezut niciodată în această idee de a-i da lui Dumnezeu o lecție. Îmi place să-i aud pe oameni rugându-se, dar nu îmi place să-i aud spunând aceleași rugăciuni zi de zi. Dumnezeu știe deja, El nu poate afla, dacă există ceva pe care Dumnezeu să îl afle, înseamnă că Dumnezeu nu cunoștea acel lucru înainte. Dacă nu l-a cunoscut înainte, atunci el nu cunoaște toate lucrurile. Și dacă el nu cunoaște toate lucrurile, înseamnă că nu este perfect. Și dacă nu este perfect, înseamnă că nu este Dumnezeu. Dumnezeul care poate învăța ceva, nu este Dumnezeu. Dumnezeu știe deja tot ceea ce poate fi cunoscut, tot ce trebuie știut, cunoaște imediat, perfect, fără să conștientizeze sau să se forțeze. El cunoaște totul. Aceasta a vrut să spună Pavel în Romani 11 de la versetul 33. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui! Și, în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Se spune că Dumnezeu nu are sfătuitor, o altă expresie negativă. Dumnezeu nu a avut niciun profesor, nu a mers niciodată la școală. Cine l-ar putea învăța pe Dumnezeu? Ar putea Dumnezeu să cheme un arhanghel și să-i spună Arhanghele, vreau să obțin o informație despre acest lucru. Știm că președintele Statelor Unite are oameni în toată țara cu urechile foarte ascuțite care îi dau informații. Politicienii încearcă întotdeauna să afle ce spune publicul, și imediat ce politicianul află ce spune publicul, se ridică și spune cu îndrăzneală, convingerile lor sunt convingerile mele și este ales. Dar el a fost ales pentru că a aflat ceea ce publicul vroia ca el să știe. Vi-l puteți imagina pe Dumnezeu chemând un serafim și spunându-i, acolo există o galaxie, la atât de multe miliarde de ani lumină, încât a cam ieșit din raza mea. Vreau să o vizitez și să îmi aduci informații pentru a ști cum să-mi conduc universul. Nu m-aș putea închina unui Dumnezeu ca acesta. I-aș plânge de milă. Aș spune, ce univers mare, minunat și ce Dumnezeu mic. Nu, Dumnezeu nu trimite niciodată pe cineva pentru a-i aduce informații. Dumnezeu le are imediat, complet și fără efort. Dumnezeu cunoaște tot ce există. El nu descoperă niciodată nimic și nu află niciodată nimic. El nu umblă niciodată după informații. O provocare cu privire la acest lucru ce ne-ar putea veni în minte este acel pasaj din geneza. Mă voi coborâ să văd dacă aceste lucruri despre orașul Sodoma sunt adevărate. Știți de ce a spus Dumnezeu acest lucru? Dumnezeu, cel care a făcut Sodoma, care a știut totul de la început, a știut ce este adevărat, dar avea de-a face cu oameni. Uneori, Domnul nostru punea întrebări oamenilor, dar el nu le cerea informații, pentru că îi cunoștea pe toți. El însuși știa ce este în om. Ioan 2, versetul 24 și 25. El a întrebat doar ca să îl ridice pe om. La fel cum i-ai spune unui băiețel de 5 ani, Johnny, cine a fost primul președinte al Statelor Unite? Nu îl întrebi pentru a obține o informație. Mi-aduc aminte de un băiat care a început prima zi de școală. A venit acasă și a anunțat că nu va mai merge la școală. De ce? a întrebat mama lui. Ei bine, a răspuns el: "Profesoara este cea mai bătută în cap femeie pe care am văzut-o vreodată. Nu știe absolut nimic. Trebuie să mă întrebe pe mine despre toate lucrurile." Astfel, Dumnezeu a zis: "Mă voi coborî să văd" și a pus o întrebare. Isus, Domnul nostru, le-a pus întrebări ucenicilor, dar el cunoștea deja răspunsurile. Deci, Dumnezeu știe. Pentru mine este o mare consolare faptul că Dumnezeu cunoaște imediat, fără efort, și în totalitate. Nu există niciun mister pentru Dumnezeu. De-a lungul secolelor, teologii au încercat să descopere cu smerenie cum Dumnezeul infinit, inimitabil, se poate comprima în forma unui om. Este un mare mister. Nu știm, dar Dumnezeu cunoaște și nu este îngrijorat cu privire la acest lucru. Din pricina aceasta pot trăi o viață creștină bună, pașnică, chiar dacă nu sunt un om care ia lucrurile ușor. Nu mă îngrijorează acești sateliți. Care sunt aruncați în jurul Pământului. Nu mă îngrijorează Crușcev, fost lider al Uniunii Sovietice, sau oricare alt individ de acolo cu nume care nu se pot pronunța, deoarece Dumnezeu conduce lumea sa și el cunoaște totul despre ea. Știe unde vor muri acești oameni, știe unde vor fi îngropați și știe când vor fi îngropați. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile ascunse, locuind într-o lumină de care nu pot să te apropii. El își cunoaște și oamenii săi. Pe tine, cel care ai fugit la el pentru a găsi adăpost la Isus Hristos Domnul, el te cunoaște și nu vei fi niciodată un orfan. Un creștin nu este niciodată pierdut, chiar dacă el crede că este. Poate fi în pădurile nordice, vânând căprioare și poate pierde cărarea, dar nu s-a rătăcit. Domnul știe unde se află. Domnul știe totul despre el. Domnul știe despre sănătatea lui și știe despre afacerea lui. Nu este o consolare pentru tine faptul că Tatăl nostru cunoaște totul? El știe, el știe furtunile care se vor opune căii mele. El știe, el știe și liniștește fiecare vânt ce suflă. Este aceasta o consolare pentru tine? Pentru mine este. Este o consolare pentru mine să știu că nu știu unde își înalță insulele sale, frunzele lor de palmier în aer. Știu doar că nu pot să plutesc în afara dragostei și grijii sale. Ai tensiunea mare? Ești îngrijorat? Poate nu știi ce să faci și crezi că nimeni altcineva nu știe. Ei bine, am niște vești pentru tine. Cel care este perfect în cunoștință este cu tine și el știe. Dacă te vei încrede în el, te va scoate la liman. El este perfect în cunoștință și te va conduce. Iar atunci când vei ieși la liman, vei ști că tot ceea ce a făcut Dumnezeu a fost bine. Toate le face de minune. Marcu 7:37. Crezi acest lucru? Crezi că lucrarea pe care o face Dumnezeu cu tine este bună? Poate că persoana cu care te-ai căsătorit nu este îngerul care ai crezut că este. Ei bine, Dumnezeu cunoaște totul despre tine și El știe că, chiar dacă a fost o greșeală, este o greșeală pe care Dumnezeu o poate rezolva. Dumnezeu poate face din nimic ceva. Dumnezeu poate lua greșelile tale și le poate șlefui. Ați auzit de vechea poveste despre o fereastră de catedrală foarte frumoasă care a fost vandalizată? Câțiva copii au aruncat cu pietricele în ea și s-a crăpat în întregime. Au trimis după unul dintre cei mai buni artiști din acea țară și l-au întrebat. Ce poți face? El a răspuns. Lăsați-o în seama mea. Și a început treaba cu daltele sale fine și a început să taie sticla. A desenat linii artistice oriunde existau crăpătură, transformând-o pe fiecare într-un lucru frumos. Atunci când a fost gata, soarele strălucea pe una dintre cele mai frumoase capodopere ale artei pe sticlă din lume. mi amintesc de acel pasaj din Cartea Psalmilor care spune Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Psalmul 68 cu 13 Ce înseamnă acest lucru? Arată imaginea unui sărman porumbel care cade printre vechile canistre și printre vasele sparte, locul unde este aruncat tot gunoiul. Probabil că cineva a aruncat o săgeată, a atins micul porumbel, el s-a rostogolit și a căzut acolo. Nu era mort, dar se afla într-o stare gravă. Astfel, a primit niște raze de soare și a ciugulit câteva semințe de aici și colo, așteptând ca natura să îi vindece aripa. Într-o zi, soarele era strălucitor și celelalte păsări erau sus în aer. Deci el și-a încercat motorul, l-a pornit și dus a fost. În timp ce zbura în cerc, cineva a spus, O, uitați-vă la frumosul porumbel care strălucește argintiu. Da, a spuse un altul, uitați-vă la auriul de pe marginile aripilor sale. El tocmai fusese în grămada de gunoi cu puțin timp înainte, dar acum a înviat prin harul lui Dumnezeu în lumină. Acesta a fost modul lui David de a spune că Dumnezeu ne poate lăsa cu gura căscat poate lua niște sărmani naufragiați ca tine și ca mine, ne poate schimba și ne poate transforma în porumbei cu aripi argintii și aurii. Dumnezeu îl cunoaște chiar și pe cel nebinecuvântat, pe omul fără Dumnezeu. Dacă aș vorbi cu un om nemântuit, primul lucru pe care îl aș spune este că Dumnezeu te cunoaște pe nume. Isaia 45 cu 4 spune, te-am chemat pe nume, înainte ca tu să mă cunoști. Dumnezeu îți cunoaște numele și te cunoaște în întregime. Potrivit Psalmului 139, El știe de ce îl respingi pe Fiul Său. El cunoaște păcatele tale ascunse. O persoană care are un păcat ascuns poate trăi mult timp așa. Am citit în ziar despre oameni care au jefuit bănci timp de 20 de ani. Poți să jefui bănci sau să înșeli cu cărțile tale, dar cineva știe despre acest lucru. Și acest cineva este Dumnezeu. El îți știe scuzele și motivele reale pe cele pe care de-abia le cunoști tu. El îți cunoaște trecutul tumultos și viitorul. El cunoaște ultimul loc în care te vei odihni. El cunoaște numele celui care va conduce carul mortoar, care te va purta spre ultimul loc. El cunoaște totul despre el. El cunoaște și vede ceea ce tu nu cunoști și nu vezi. Știe de ce nu ești creștin și de ce nu îl urmezi pe fiul său. Deci, de ce nu te încredințezi în paza lui? Există un vechi imn latinesc în care autorul îi amintește lui Iisus Hristos, voi spune cu cuvintele mele, Doamne Iisuse, amintește-ți de ce ai venit, eu sunt motivul. Aceasta este cererea ta, indiferent cât de rău ești, cât de necinstit, amăgitor și înșelător ești. Nu contează cum ai agonisit sau cum ai pierdut tot. Poți merge întotdeauna la Iisus Hristos, iar Domnul te va lua și te va primi la El. Ce veste minunată! Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Luca 15,2 Nu îi putem spune lui Dumnezeu ceva ce El nu știe deja și nu ne putem scuza în niciun fel. Motivele noastre sunt subțiri precum hârtia și El vede prin ele. Dar în ciuda acestui fapt, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te invită și Dumnezeu te primește. Nu există niciun motiv pentru care să nu vii la El.